Specialiștii din agricultură prognozează recolte slabe în această toamnă. Din cauza vremii secetoase s-au creat condiții mai puțin favorabile pentru creșterea și dezvoltarea porumbului și a florii soarelui. Porumbul și floarea au ajuns la maturitate prematur datorită temperaturilor excesive. Ploile care au fost au mai întors acele insule de verdeață care nu erau foarte multe. Dar comparativ cu anul trecut când am ajuns, am recoltat porumb și în luna mai anul ăsta, ceva de genul ăsta, deci a fost o nenorocire 2014, bine, nici 2015 nu e vreo pricopselă, dar mă rog, a ajuns la maturitate datorită căldurilor. Au fost aproape 6 săptămâni de 35-38 de grade, mult peste pragul de stres al plantelor, 30-32 de grade. Fermierii olteni se confruntă astfel cu situația similară din anul 2007, atunci când producția de porumb nu a trecut de 1500 de kilograme la hectar. Specialiștii în agricultură spun că prețul unui kilogram de porumb va fi anul acesta de 3 ori mai mare din cauza producției scăzute. În 2014, un kilogram de porumb s-a vândut cu mai puțin de 50 de bani, în condițiile unei recolte de 3800 de kilograme la hectar.